Bună dimineața, bun găsit tuturor. Vis-a-vis de televiziunea română, arde o casă foarte mare. Din primele informații nu avem victime. Vorbim de o locuință ce aparține unui fost angajat al guvernului, pensionar în momentul de față. Domnul locuia în acest imobil împreună cu fiul său. Din informațiile pe care le-am aflat de la vecinii săi, se pare că băiatul are ceva probleme de sănătate, drept pentru care în această dimineață și-ar fi uitat o țigară aprinsă și ar fi ieșit afară prin curte. Sunt pompierii aici la fața locului, este traficul restricționat, mare atenție pentru că se circulă foarte greu, sunt cred că 10 auto speciale de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență care acționează în momentul de față, însă ce este cel mai grav, flăcările sunt foarte înalte, este un fum gros, aveam mai pot să respir aici, casele sunt extrem de apropiate unele de celelalte, există riscul ca acest incendiu să se provoace și la locuințele, la locuințele din apropiere. Undeva cred că la jumătate de metru este distanța între acest imobil care arde și respectiva casă. Sunt speriați oamenii de aici din zona, au ieșit afară din, din case și se roagă ca pompierii să stingă cât mai repede focul ca acesta să nu ajungă și la locuințele lor. Roxana, practic putem spune că este blocat traficul în aceste momente între piața Charles de Gaulle și piața Dorobanț, sau care este porțiunea unde se circulă cu dificultate și care trebuie evitată? Pe înțelesul tuturor, de la metroul, de la, de la piața Charles de Gaulle, da? Până la capătul celălalt este totul blocat. Charles de Gaulle se cheamă această... De la metrou aviatorilor, de la metroul aviatorilor până pe partea cealaltă, prin fața televiziunii tot înainte, este traficul blocat. Nu se circulă pentru că pe o bandă este plin de mașini de la pompieri. Spuneam și ce este cel mai bine, faptul că nu avem victime până în momentul de față. Se pare că tânărul care are ceva probleme de sănătate ar fi reușit în cele din urmă să se salveze. Văd aici în imagini și imediat o să aducem imagini în direct. Văd cum pompierii sunt urcați pe acoperiș și se luptă la propriu cu flăcările, flăcările înalte, iar incendiul acum a luat și partea stângă a acestui imobil, dacă ardea pe acoperiș. Acum incendiul a început să coboare și pe partea din stânga a acestei case. Mulțumesc foarte mult. Este important să vedem așadar ce se întâmplă acolo. Important este de asemenea faptul că nu există victime. Încercați să evitați această zonă pentru că se circulă cu dificultate. Este intervenție în forța pompierilor până când vor reuși să stingă focul. Cu siguranță traficul nu se va relaxa.